Ok? Deci e vorba de a permite altor companii sau jucătorilor să dezvolte soluții externe care să se conecteze la joc și astfel încât să le simplificăm lor această interacțiune. Da, nu documentația noastră nu este suficient de detaliată, sunt prea multe clase. Da, cam asta ar fi ideea de la, de la fasad și anume simplifici accesul sau realizezi un set minimal de acțiuni ce pot fi folosite cu ușurință, astfel încât să-i scutești pe, pe cei care folosesc librăria sau framework-ul de clase de a cunoaște toate detaliile. Și le dai o soluție rapidă pentru să zicem 90% din funcțiile pe care ei la un moment dat le vor efectua cu acea librărie. Ok. Și atunci, aducem în, în proiect, creăm acel pachet. Deci, New Package ro.sexie cts grupa 1074 1074 seminar 12, deși suntem în săptămâna 13, dar noi am zis că le numărăm nesărind peste acea, acea zi liberă tocmai ca să existe o continuitate cumva vineri aceasta ne sincronizăm, deci luna viitoare în sfârșit ajungem la seminarul 14. Ok? Și aici copiați în, în acest pachet clasele pe care le-ați le -ați primit prin, prin, arhiva de pe chat, de pe Zoom chat. Efectiv copiați o dezarhivați și copiați clasele aici. Deci și Ctrl-V și se vor copia. Ce se va întâmpla în acest moment? Pachetul în care au fost definite clasele inițiale este numit FASAD, doar FASAD. Și evident că noi aici suntem într-un alt pachet, suntem în ROASX-ECTS grupa 1074 și nu corespunde structura de directoare cu pachetul de aici, dar Eclipse ne, ne va ajuta să rezolvăm această problemă și anume... Fie dăm Change Package Declaration to AS, fie Move Character to Package Fasad. În final vom crea și noi un pachet nostru Fasad. Dacă vreți, mergem pe oricare variantă. Ca să le menținem în Fasad, haideți să alegem prima opțiune. Adică Eclipse să genereze un pachet Fasad în interior proiectului nostru. Deci Move to Package. Ok, și fac acest lucru pe fiecare. și după aceea, dacă e nevoie, redenumim pachetul fasad. Astfel încât să corespundă structurii noastre. Dacă le închid acum pe toate, pot să dau acum rename, refactor rename, pe pachetul fasad și să adaug ro.asexie.cts grupa 1074 seminar 12 fasad. Ok. Și în acest moment le-am adus pe toate. Dacă vreți, eu păstrez structura de directoare pentru a vă permite voi după aceea să le regăsiți cu ușurință pe ghid, dar dacă voi acum lucrați pe un proiectul vostru, puteți lăsa fasat. Ok, deci acesta e un detaliu care poate pentru voi nu are importanță. Și atunci, să considerăm că avem acest framework care permite celorlalți dezvoltatori, clienților a, a, jocului nostru. Să își construiască sau să implementeze propriile lor soluții. Și atunci am caracter joc, e o clasă care simulează caracterele pentru joc, conexiune bază de date, la fel și aici. Framework-ul conține așa: o clasă pentru caractere din joc, o clasă pentru conexiunea bază de date, un forum, login, controlul de login și profil. Și atunci, care este ideea? Hai să. Presupunem că pentru a accesa forumul, da? de exemplu, cineva vrea să dezvolte o aplicație mobilă care să permite jucătorilor să acceseze forumul și, chiar dacă nu se joacă, să fie în contact cu prietenii, cu comunitatea. Okay? Și atunci adăugăm clasa de test, test client-joc, și aici simulăm această acțiune, și anume ce ar presupune în acest moment să bifa și public static void main, ce ar presupune în acest moment realizarea acestui client, ok, acestei acțiuni și anume acces forum. Păi, de exemplu, presupune că jucătorul sau cei care dezvoltă aplicația respectivă trebuie să, să permită jucătorului să se logheze, deci login egal cu new login. Ok, și aici, să vedem, da, am o funcție de ce ar trebui să se logheze. Login. login. test cu parola 1, 2, 3, 4. Ok. După aceea ar trebui realizat o instanță a forumului. Forum joc forum. Egal cu un forum joc. Ok. Să vedem dacă forum joc are vreo metodă. Nu, nu are nicio metodă. Și să presupunem că în forum apare și profilul jucătorului poate un avatar, niște detalii statistici legate de profilul lui. Deci am nevoie și de profil. Profil, profil, ok, egal cu new profil și în profil dau display. Profil.display. Ok, și în acest moment presupunem că jucătorul are acces la forum. Ok, și este, poate accesa forumul, poate citi, poate posta mesaje. Da, deci asta ar fi o acțiune. După aceea, o altă acțiune ar fi loginul. Da, vedeți și aici la, la, login, pe profil, ar trebui, ca să putem extrage datele din baza de date, ne trebuie și o conexiune la o bază de date. Conexiune bază de date. Conexiune bază de date egal cu new conexiune bază de date. Și aici avem un connect. Conexiune bază de date, connect. Ok, și după aceea poate de, te deconectezi, tocmai ca să nu ținem conexiune activă. Disconnect. Aceștia ar fi pașii prin care trebuie să trecem ca să putem accesa forumul. Da? Și aici vă imaginați că noi oferim această librărie, acest framework și voi dezvoltați asta ca o soluție independentă, o aplicație mobilă pentru forum. De exemplu, dacă... Se dorește, nu știu, modificarea setărilor jocului. Okay? La fel, am login și observați ce se întâmplă acum. Fac copy-paste pentru că, de fapt, ca să ajung să realizez această operațiune complexă, trebuie să trec prin pași, pași ce, de fapt, sunt gestionați prin clasele din acest framework. Și exact asta facem și noi acum. Da? Repetăm pași. Login, new login. Hai să definesc o, un obiect nou. Login 2. Care să fac asta. Nu mă duc pe, pe forum. În schimb, am nevoie de o conexiune la bază de date. Și o să zic conexiunea bază de date 2. După aceea mă deconectez. Și ca să pot să modific caracterul jocului sau setările, am nevoie de un caracter joc. Caracter egal cu un caracter joc. Nu am nicio metodă aici. Iar din acest moment se va vedea, probabil dacă continuăm să simulăm și alte acțiuni, se va vedea un șablon, adică se văd elemente care trebuie reutilizate obiecte care au fost create aici și care trebuie reutilizate. Ok. Și atunci, ce presupune un fasad? Vedeți, ca să accesez forumul sau ca să modific setările jocului, trebuie să am detalii aproape în legate în totalitate de, de tot acest framework. Deci, trebuie să, să știu toate aceste detalii, trebuie să știu cum se instanțiază clasele, cum să refolosesc. Și presupunem că astea sunt acțiuni comune pentru alți dezvoltatori independenți care vor să acopere mare parte din aceste soluții. Și atunci, ce, ce va face FASAD? Va simplifica accesul la aceste acțiuni. În continuare, framework-ul poate să fie folosit la acest nivel de detaliu, dar dacă vrei să accesezi forumul sau să intri în setările jocului sau ale caracterului, fasadul îți oferă o interfață simplificată. Și atunci, definim în acest pachet o clasă numită fasad Api joc. Okay. Și în acest moment, fie prin metode statice, fie prin uh, metode membre, cum faci diferența între o metodă statică sau o metodă um, membră? Ideea este dacă ai nevoie să instanțiezi fasada, înseamnă că ai nevoie de niște date. Okay? Ai nevoie să, să configurezi cumva instanța acelui, acelui fasad. Da? De exemplu, primești conexiunea la o bază de date sau ai nevoie de un anumit user, și după aceea ai un fasad, o instanță fasad pentru un anumit user. Deci, implicit, ai luat username-ul și parola. Okay? Și atunci, în funcție de modul în care se folosește fasad sau dacă fasadul este, să zic, necesită informații externe pentru a fi configurat, atunci mergi cu un constructor cu atribute și cere acele atribute când se instanțează fasadul. Și metodele sunt metode ale instanței, sunt metode în clasă. În schimb, dacă fasadul pune la dispoziție, să spunem, o interfață publică și cumva valorile de care are nevoie pentru anumite acțiuni sunt parametrizate, adică sunt primite de metode respective, mergi pe o variantă statică. Okay? Deci, fasadul nu presupune neapărat doar metode statice sau doar o abordare prin metode membre sau metode ale unei instanțe. Okay? Deci noi aici mergem pe varianta cu o interfață bazată pe metode statice. Și atunci care erau acțiunile pe care vreau să le facem. Și anume acces forum. Okay? Și atunci am public static, void, acces forum. Și în loc să-i forțez pe dezvoltator să treacă prin aceste detalii, o să iau codul de aici. Și evident că aici am nevoie de un string user și un string password. Valori pe care le trimit aici. User, password. Ok. Și atunci voi expune tuturor care au nevoie să facă acest lucru, voi expune această interfață, acest forum. Și la fel pot să fac și pentru setări joc. Public, static, void setări joc. Aici nu am parametri și eu efectiv copiez această bucată de aici. Pentru că de fapt asta presupune și de fapt și aici am nevoie de string user și string password. User și password. Și astea sunt setările jocului. Asta e acțiunea prin care interacționez cu setările jocului. Din acest moment, în loc să trec prin acești pași de fiecare dată, în test client, dar deci observați, sunt două metode care încapsulează detaliile celor două acțiuni definite anterior și atunci, prin, prin fasad, cele două opțiuni înseamnă fasad, api, joc, Acces forum, test cu parola 1234 și fasad, API-Joc, Setări-Joc, test parola 1234. Și acesta este pattern de tip fasad. ăsta este rolul lui, și anume de a simplifica, de a-ți da acces la. O serie de acțiuni pe care oricum tu poți să le realizezi fără fasad, doar că simplifică utilizarea lor. Da. În loc să ai și să cunoști toate aceste detalii, cumva fasadul expune o interfață simplificată la acele detalii. Evident, dacă în continuare ai nevoie de acțiuni care nu sunt acoperite de fasad, ai această posibilitate. Accesul la framework este în continuare disponibil, nu este restricționat. Da? Deci a nu se înțelege că fasad de obicei limitează. De obicei facilitează, dar nu, nu limitează, deci nu are rolul de a, de a, limita. Deci cam asta ar fi, acesta ar fi conceptul de, legat de, de fasad. Și atunci, haideți să continuăm. Înainte de a continua, o, iarăși revin asupra observației. Puteți defini aici metode ale instanței, adică metode non-statice, și atunci acest lucru s-ar justifica prin faptul că vreți să instanțiați fasadul, adică aici vreți să-mi cere să instanțiez fasadul. Acest exemplu ar putea fi rescris și în loc să primesc aceste valori de fiecare dată când apelez acea metodă statică, cumva mi le-ați putea cere astfel încât să instanțiez fasadul cu aceste valori și după aceea să accesez prin acea instanță forumul și setările jocului. Da? deci și la fasad sunt mai multe, sunt mai multe variante. Fie prin metode statice sau non-statice. Ok. Dacă voi aveți întrebări.